Sâmbătă de la ora 14, Muzeul de Artă găzduiește un alt fel de târg de cariere, în cadrul căruia tinerii vor primi informații referitoare la profesii deosebite spre care se pot îndrepta în viitor. Global Manac este un proiect care simulează pe SDTU-ul educație de calitate și presupune aducerea unor oameni care reprezintă anumite domenii de activitate. Am creat acest proiect pentru că am observat la nivelul elevilor o nesiguranță în ceea ce privește cariera de viitor și de aceea, pornind de la ideea unui târg de cariere, am ales să le prezentăm anumite meserii mai captivante despre care nu au ocazia să afle în fiecare zi. Așa cum a spus și Luiza, mai ales în rândul tinerilor, intervine problema planului de viitor. Astfel, de multe ori, întrebându-ne noi înșine sau primind întrebări de la ceilalți legate de ce o să facem în viitor, care este profesia pe care o vom urma. Consilierea vocațională sau profesională reprezintă procesul prin care cineva ne ghidează, astfel încât noi să putem alege cele mai potrivite opțiuni în plan profesional. Acest tip de consiliere nu este foarte întâlnit în școlile noastre, de aceea considerăm că un proiect de acest tip reprezintă o activitate benefică comunității noastre. Domeniile alese de noi sunt destul de interesante după părerea noastră, criminalistică, balet, coanchido și aviație, și sperăm ca și participanții să fie de aceeași părere. Vrem să adăugăm că intrarea este gratuită și așteptăm un număr cât mai mare de participanți. Există o limită de vârstă? Trebuie să vină sau poate veni pur și simplu oricine? Poate veni oricine. Bineînțeles că noi ne adresăm în special adolescenților, dar oricine este binevenit. Proiectul propune participanților o serie de meserii captivante mai puțin întâlnite, oferindu-le totodată oportunitatea de a discuta liber cu practicanții respectivelor profesii pentru a-și clarifica nelămuriri sau pentru a-și satisface anumite curiozități.